La o dezbatere ulterioară, în cadrul aceleiași conferințe, pe același subiect, unul dintre pastori invitații a făcut următoarea declarație. Citez: Există unii care spun că dacă unim natura umană cu natura divină la o nuntă mistică, atunci totul se va schimba și nu vom mai comite păcat. Realitatea este că în viața noastră nu se întâmplă nimic instant. De aceea, sfințirea este un proces și noi, avem de luptat zilnic cu firea pământească. Acest lucru mi se pare un pic foarte nepotrivit, aș putea spune. În ce sens? Pastorul respectiv face declarația următoare: Că numai cei care participă la o nuntă mistică vor putea să scape de păcat, și că realitatea vieții noastre este că este alta. Adică noi nu putem scăpa de păcat așa cu una, cu două. Trebuie să ne luptăm pe tot parcursul vieții noastre ca să putem să biruim uh, legea păcatului și a morții din noi. Deci nu poate crede efectiv că este un moment în viața noastră când se poate scăpa de această uh, legea păcatului și a morții. Aș pune o întrebare. Ceea ce face Dumnezeu, cum lucrează, modalitatea de lucru a lui Dumnezeu este normală nouă în fiecare zi, adică se întâmplă în fiecare zi din zilele noastre, din viața noastră. Și m-aș referi la două aspecte. La glorificare. La glorificare, spune Pavel că. Trupul nostru supus putrăzirii va fi transformat în trup de slavă. Și lucrul acesta spune că va avea loc într-o clipă, într-o clipeală de ochi. Instant. Instant. Lucrul acesta se întâmplă în fiecare zi din viața noastră, vedem la tot pasul lucrul acesta? Sau noi trebuie să credem în făgăduința lui Dumnezeu că așa se va întâmpla? Pe timpul Domnului Isus, vindecările care erau avea, era, un proces sau erau instante? Noi știm că Domnul Hristos a trecut pe lângă sate întregi și nu a putut să vindece pe nimeni. Din ce motiv n-a fost vindecat? Nu cumva pentru faptul că cei care erau acolo nu credeau în vindecarea pe care putea să o ofere Hristos? Că toate vindecările pe care le-a făcut El erau instante. Cum putem înțelege explicația Dumnealui din această declarație, că în viața noastră nu se întâmplă lucrurile instant și că sfințirea este un proces și astfel noi avem de luptat în fiecare zi cu firea pământească. Cum vezi lucrul ăsta? Fratele pastor este un necredincios. Nu crede în soluția lui Dumnezeu de vindecare. Și m-aș fi așteptat ca frații din platou și invitații, când li se dă cuvântul, să l roage să corecteze puțin. Nu s-a întâmplat nimic. Asta înseamnă că și din și cred la fel. Da? Expresia aceasta, realitatea, adică cu ceea ce ne confruntăm noi concret în viață, da? este că în viața noastră nu se întâmplă nimic instant. Bun. Dacă asta e realitatea, Dumnezeu nu are ce să caute aici, pentru că El nu lucrează decât instant, el zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. La dumneavoastră nu se întâmplă, pentru că nu credeți. De asta stă biserica asta aici. Nu credeți că Dumnezeu poate să facă o semenea operațiune. ți minte valea de oase a lui Ezechiel, capitolul 37? Da? Fiul omului, ce crezi? E posibil ca oasele astea să mai devină un popor? Suflă asupra lor. Și dintr-o dată a venit Duhul peste ele și au devenit un popor. Da? Poate să se nască un popor într-o singură zi? Întreabă Domnul. Și răspunsul este da. O să vedeți cum fica Sionului înainte să o apuce durerile nașterii a născut un popor. Ok? E, frații noștri nu cred asta e chestiunea. Și atitudinea aceasta este uh, reprezentată foarte bine în parabola nunții Fiului de Împărat împăratul a trimis să invite la nut. Și fiecare a avut un alt motiv și a zis, eu nu vin. De ce? Nu erau interesați de lucruri respectiv, pentru că nu îl credeau posibil. Asta este ce se întâmplă cu frații noștri, nu cred că e posibil. Adică, cred că este o gravă încălcare a metodelor și manierei în care Dumnezeu lucrează. Ori noi le spunem exact de-andoaselea. Dacă Dumnezeu lucrează progresiv, prin evoluție, atunci asta nu este Dumnezeu, este altcineva. De ce spune dânsul? În viața noastră nu se întâmplă nimic instant. Adică la noi totul este progresiv, se, se dezvoltă. Și o meserie, și o vindecare, și uh, îngrășatul, și crescutul. Toate sunt progresive. De ce? Răspunsul este simplu. Noi suntem sub cupola lui Cabot. Noi suntem sub legile pomului cunoștinței binelui și răului. Noi suntem sub operațiunea aceasta de evoluție de la om la divinitate. Satana a promis familiei de oameni de pe planeta Pământ din Eden că dacă ei se deconectează de la sursa vieții și se desparte de Dumnezeu în felul acesta, ei vor evolua până când vor ajunge de Dumnezeu. Aceasta este directiva numărul 1 a pomului cunoștinței binelui și răului. La, aici totul este evolutiv. Totul progresează de la rău la bine, de la bine la mai bine și așa mai departe. Uh, Alonso Jones are un articol formidabil pe subiectul ăsta. Uh, el, uh, titlul lui este ăsta, uh, Creațiune sau Evoluție. Și el demonstrează că Biserica este în stadiu acesta de evoluție. Adică, în viața noastră nu se întâmplă nimic instant, adică repede, într-o clipă. Jos demonstrează că la Dumnezeu toate lucrurile sunt într-o clipă. El zice ce se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă. Nu așa. El, el hotărăște să se facă ceva și apoi așteaptă până când se face lucru. Nu, la el nu funcționează așa. Prieten, vă vindec imediat. nu îmi trebuie timp. Da? Când uh, l-a vindecat pe lepros, Sorai comentează și spune tot așa este și cu vindecarea de păcat. Omenirea va fi liberată de păcat în felul acesta. Omenirea este într-o boală mortală. Nu aveți sistemul de operare de vin. Și, prin urmare, o să muriți. Vindecarea este, el zice și se face, ca la lepros. Pe lepros nu l-a trimis cu tot felul de medicamente, cu plante, cu ceaiuri, cu băi, cu spălări, cu uh, rugăciuni. Nici măcar cu rugăciuni. Nu l-a trimis măcar să-și facă o rugăciune l-a întrebat un lucru. Crezi? Adică nu crezi în sensul ăsta că eu aș putea. Ai încredere să te lași pe mâna mea? Ai încredere să operezi asupra ta cu mișloacele noastre, ale tatălui și ale mele? Și păcătosul leprosul a spus da. Și a fost vindecat. Și a fost vindecat instant, stimate frate pastor. Instant. Lucrurile astea nu se întâmplau în fiecare zi atunci. Nu. Nu era ceva obișnuit în lumea de, aceea, de atunci. Adevărat. Și totuși au fost unii care au crezut și au fost vindecați. Instant. <laughs> și nu s-au plâns. N-au spus așa, păi eu mă așteptam la un tratament. Mă așteptam să îmi dai nasturi, <laughs> pastile. Vreau să văd că îmi faci masaj. Vreau să văd că îmi iei mâna și te uiți să vezi ce s-a stricat, de ce nu mai pot să o mișc, să mă întrebi de trecutul meu, ce medicamente am mai luat, să-mi recomanzi un sanatoriu, să-mi recomanzi, eu știu, specialiști. Pe păi ce faci tu? Gata, zis și gata. N-a fost niciunul care să se plângă. S-au bucurat imens de darul fără plată și fără niciun fel de merit uman în asta. De ce? Pentru că tatăl ne privește ca pe copiii lui în străinații pe care vrea să-i vindece, abia așteaptă să-i vindece. Și Jones, în articolul lui, asta demonstrează. Că în momentul în care credem că de la porunca lui Dumnezeu până la împlinire trebuie să treacă ceva timp, asta este evoluționism. Nu este creație. Și frații noștri nu iau seama la... Deși au început să-l mai reabiliteze pe Jones, câte puțin așa, mai recunosc că a avut ceva de spus, că a fost cineva, că a fost ceva este clar. În cauza lui Dumnezeu nu există evoluție. Există, el zice ce se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. E adevărat că în viața noastră nu se întâmplă nimic pentru că noi vrem să stăm în cloaca asta a păcatului și îl ținem pe Hristos la ușă în biserica la odiceea. Și nu are cum să se întâmple ceva instant într-o biserică în care Hristos nu e prezent. Nu se întâmplă instant. El zice, corect ce zice aici. El zice din experiența vieții aici ce zice. Nu se întâmplă, pentru că îl țineți pe Hristos afară. Ia, deschideți ușa și lăsați-l să intre. Să vedeți dacă nu se întâmplă toate lucrurile instant. Da? Apoi, este extrem de reprobabilă expresia asta, care este clar împotriva noastră personal. La o nuntă mistică. Stați puțin, frate. Păi, dumneavoastră aveți impresia că noi am inventat treaba asta cu nunta și cu. înseamnă că sunteți absolut habarniți de ce se întâmplă în poporul ăsta și în biserica asta. Și în adevărul pe care îl prezentați de la Anvon, că dumneavoastră citiți Biblia și Spiritul Profetic acolo, aceste surse vorbesc despre o nuntă. Și aceste surse explică ce înseamnă expresia din Biblie căsătorie sau nuntă. Da? Să rămâi! Căsătoria înseamnă unirea omenescului cu Divinul. Stimate frate pastor, nu noi am inventat definiția. Și nu este deloc mistică. Dumnezeu nu este un mistic și nu lucrează cu misticisme. El zice ce se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Și când asupra unui popor va spune dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare, nu va fi niciun fel de evoluție. Se va întâmpla în același moment, în aceea zi. De aceea îi spune lui Zaharia, chiar acolo, unde se vorbește despre Iosua și hainele murdare de pe el, voi vindeca în elegirea acestei țări într-o singură zi. Nu în mai multe, frate. Asta înseamnă nuntă. Unirea omenescului cu Divinul. Deși profită de faptul ăsta că noi folosim metafora, expresia metaforică, nuntă, căsătorie și nu vorbim permanent despre unirea omenescului cu Divinul. Dar noi folosim expresia pentru că aceasta este folosită în Biblie și în spiritul profetic. Da? a venit nunta mielului, soțial lui s-a pregătit. Ioan așa vorbește. Vă rog frumos, certați-l pe Ioan că vorbește despre o nuntă mistică. Doar când are loc această nuntă despre care vorbește Ioan, Hristos poate să treacă de la slujba lui de bare preot la slujba de împărat al împăraților și domnul domnilor. Până atunci nu poate. Aceasta este chestiunea și eu deplâng faptul ăsta că teologii din platou nu l-au corectat pe fratele nostru, să-i atragă atenția că nunta este un concept biblic, susținut de spiritul profetic și mai grav decât atât, sunt convins că lucrul ăsta nu știu niciunul dintre ei, Sora a făcut afirmația serioasă adresată lui Uriah Smith, avertizându-l că aceste pilde ale Domnului Hristos despre căsătorie, despre fecioare, despre nuntă, sunt de cel mai mare interes pentru noi ca popor. Și eu mă întreb de ce? niște parabole, niște povești ale Domnului Hristos. De ce pentru noi cel mai important? Pentru că acest popor a fost onorat cu invitația de a fi mireasa lui Hristos. Iar dumneavoastră o bagiocoris ca fiind o nuntă mistică. În contextul declarației inspirate că inimile noastre sunt rele, iar noi nu le putem schimba, putem afirma că ea este o explicație legitimă a ilustrației celor doi îngeri cu săbii de foc de la poarta Edenului? Absolut legitimă. Absolut legitimă. Ilustrația acolo, pentru că este o metaforă ce avem noi, în, nu existau doi îngeri cu săbi acolo, va? este asta. În momentul când ați ales varianta lui satana despre viață, asta cu deconectați de la sursa vieții, ajungeți Dumnezei, nu mai este posibilă întoarcerea voastră. Adam nu se mai putea întoarce să spună hai că vreau să fie ca la început, renunțăm la treaba asta cu satana. Lucrul este definitiv, nu se mai poate schimba nimic. De deci, aceea nu mai aveți acces la pomul vieții. În sensul acesta, nu mai e posibil, prieteni. Nu că nu vă las eu. Adică, în sensul în care dacă vă întoarceți, să repară treaba. Nu, nu mai e posibil. De aceea v-am dat ilustrația asta, două săbii de foc cu îngerii care nu permit accesul la pomul uh, vieții. Și expresia Sori White, asta este practic, o explicație a îngerilor cu săbiile de foc. Inemile noastre sunt rele, odată cu plecarea Duhului Sfânt s-au stricat, iar noi personal nu le putem schimba. Și de asta spuneam în prima parte că dacă luau în serios pasajul ăsta din calea către Hristos, nici nu mai discutau de, de prostia asta cu biruini fără Dumnezeu. Sunt unii care vor să trăiască și pot, cred că ei că pot să fără Dumnezeu. Declarația este simplă și o cred toți adventiștii. Inimile noastre sunt rele, iar noi nu le putem schimba. Asta este chestiunea. Noi nu le putem schimba, așa, în sensul ăsta, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin eforturi, prin educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Nu se pot schimba. E nevoie de o lucrare creatoare la fel de importantă, vastă și, și potentă ca și creațiunea omului. Nu este cu nimic mai simplă și mai ușor de făcut. Este de aceeași vastitate, cu aceleași implicații, și cu aceleași uh, repercursiuni. Pentru că Dumnezeu, dintr-o dată, dintr-o familie de rebeli împotriva guvernării Lui, oameni care voiau să distrugă civilizația neprihănirii din univers, acum sunt primiți din nou în familia regală. Nu este o lucrare simplă cu ei. Nu este o chestie de bă, au transpirat, au nădușit băieți ăștia așa tare toată viața lor, hai mă că au ajuns unde trebuie, hai să-i luăm cu noi. Nu e vorba de așa ceva. E vorba de ceva la fel de grav și serios ca și crearea unui om de la început. De asta se spune naștere din nou. Țin discuția cu Nicodem, Domnul Hristos. Nicodem vine la el și învățătorile știm că ești un învățător venit de sus. Și Domnul Hristos, eu taie scurt. Dacă nu te naști din nou, nu vezi împărăția. Și Nicodem nu pricepe. Cum adică? M-am născut. Acum, cum, să, cum să mă nasc din nou? Adică, prietene, voi așa cum sunteți acum, nu existați, sunteți morți. Asta nu-i viață. Voi sunteți morți. Aveți perioada asta de mișcare puțin pe pământ. Da? Să duce și la revedere. E nevoie să vă nașteți într-o altă omenire. Iar eu sunt începătorul acelei omeniri. Sunt unit cu divinitate. Tatăl locuiește în mine. El face aceste lucrări ale lui. Asta era cheia de care avea nevoie Nicodem. Prietene, nu sunteți în viață. Iar Nicodem spunea, noi suntem cei mai în viață, că suntem copiii lui Avram. Suntem copiii făgăduinței, prin urmare, noi nu avem absolut nicio problemă. Neamurile trebuie să se nască din nou în poporul nostru. Pentru ei asta era nașterea din nou. Ca un grec să vină la ei, să devină iudeu, să se taie prejur și s-a născut din nou, spunea ei. Și Domnul Hristos spunea, nu, nu, voi, voi trebuie să vă nașteți din nou. E, asta este chestiunea aici. Săbilarea de foc, asta spuneau, prin puterea voastră, prin capacitatea voastră și lăsând timpul să curgă cât vreți voi, mii de ani, nu vă veți întoarce niciunul la pomul vieții. Acesta este un domeniu exclusiv pentru oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Nu este pentru oameni cu sistemul de operare al lui Satan în ei. Nu este. Sunt două lumi opuse, ireconciliabile. Nu pot fi aduse înapoi una cu alta. Neprihănirea elimină nelegiuirea ca, ca lumina cu întunericul. Nu pot sta în același loc. Vine lumina, s-a dus întunericul. S-a dus lumina, vine întunericul nu se pot amesteca. Și de aceea declarația asta, inimile noastre sunt rele, iar noi nu le putem schimba, ar trebui să fie gravată cu foc în manualul comunității. Prieteni, nu mai sperați în niciun fel de relație. Nu-L păcăriți voi pe Dumnezeu cu devoțiunea voastră, cu faptele voastre bune, cu credincioșia voastră, cu am slujit biserica toată viața mea, am fost credincios Domnului, am clădit nu știu câte biserici nu aburiți pe nimeni. Nu este niciun fel de relație. Este căsătorie sau nu. Este, sigur, logodnă, adică îi spunem Domnului că vrem să fim cu El și că vrem să renunțăm la legea păcatului și a morții și când El hotărăște că a venit timpul odată pentru tot poporul, are loc nunta mielului. În acel moment, Hristos poate părăsi lucrarea lui de mare preot. La răstignirea lui Hristos, perdea din sanctuar a fost sfârșiată. Semnificația este așa cum spune Pavel că omenirea are acces liber dincolo de perdea, adică la pomul vieții. Cum se explică faptul că de 2000 de ani omenirea nu face pasul dincolo de această perdea ruptă, sfârșiat. Este adevărat că odată cu lucrarea și demonstrația lui Hristos, aceasta a făcut în viață e adevărat, sigilată cu moartea. Deci este importantă moartea lui, că s-a sigilat un anumit mod de viață, o anumită realitate. Pentru că Hristos putea să renunțe între timp la părtășia de natură divină. Prin moartea sa s-a sigilat calea consacrată către desăvârșirea creștină. Pentru că Domnul Hristos spune, înainte de cruce, Tată, mi-am sfârșit lucrarea. Am făcut cunoscut fraților mei caracterul tău. Cum? Un om unit cu divinitatea nu păcătuiește. Asta e caracterul lui Dumnezeu. Da? Când Tatăl vine în templul inimii, în, în tabernacolul acesta, omul respectiv nu mai este păcătos și nu mai face fapte păcătoase. Punct. E, asta, asta declara Hristos în, în fața lor. S-a terminat cu săbiile de foc ale îngerilor. A fost deschisă o cale nouă și vie, spun autorii Bibliei. Da? O cale nouă și vie dincolo de perdea acolo unde mare nostru preot unește pe credincioșii lui cu o divinitate, conform modelului, prototipului omului Iisus Hristos. În acel moment a încetat misiunea celor doi îngeri cu sabile de foc. Și-au strâns uneltele de nimicire pe care le țineau în mână, le-au pus în huse și au plecat. Și ce s-a întâmplat? Că te așteptai omenirea să dea năvală, nu? În sfârșit, mare bucurie, a venit pomul vieții în mijlocul nostru. În sfârșit, înapoi la viață, de la nebunia în care am trăit, de la mizeria pe care am suportat-o și pe care am produs-o. Da? În sfârșit, s-a rezolvat situația. Da? Nu. Au venit niște specialiști cu suluri masive de sârmă ghimpată și au început să înconjoare pomul vieții. Și să ridice gard după gard și... și nivel după nivel de sârmă ghimpată, nu cumva să se apropie cineva de el. Garduri de sârmă ghimpată în jurul pomului vieții. Nu cumva să se atingă cineva de el, că este anatema, că aia este o, o nuntă mistică, că aia este o fabulație, că este panteism, că este orice nu vă atingeți de pomul vieții. Că pomul vieții asta înseamnă omenesc unic cu divinul. Scopul etern al lui Dumnezeu din veacuri veșnice de a locui în fiecare ființă creată, de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Asta este pomul vieții. Ei, frații aceștia, de demult, că nu au început acum, de cu 2000 de ani au început, da? să, să tot ridice gardul de sârmă ghimpată. Și cu, cu voia ta aș vrea să punctez câteva astfel de rânduri de garduri de sărmă ghimpată, care sunt folosite și astăzi, în timpul nostru, spre a ține pe popor departe de pomul vieții. Nu? Primul este credința în Hristos. Cum poți să spui așa că asta e o problemă și că ne ține departe de pomul vieții? Păi felul cum este ea folosită și cum este ea predicată în biserică a devenit un gard. Adică, dacă n-ai credință în Hristos, nu pupi pomul vieții, nu? Trebuie să ai credință. Nu, nu predicăm noi în biserici, în biserica adventistă vreau să spun, că această credință este darul lui Dumnezeu? De ce trebuie să o ai tu? Noi întrebăm pe oamenii, credeți doctrina asta, 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 asta la botez? Dacă ei spun că nu, nu-i botezăm. Și le spunem, ei n-au credință. Uită-te în bisericile protestante sau neoprotestante. Cum ești mântuit, frate? Credința în Hristos. Adică ce, concret, ce trebuie să crezi în Hristos? Păi că El m-a mântuit. Că El e mântuitorul meu. Sângele Lui m-a salvat de păcat. Sunt mântuit. Hristos e în mine, locuiește în mine. Sunt salvat. Da? Dacă n-ai asta, nu te atingi de pomul vieții. E un, e un gard de sârmă ghimpată. Dumnezeu n-a pus niciun fel de standard sau piedică sau prag la această totul este gata, poftiți la nunt. Te aștept să vii. E poarta deschisă. Nu spun condiții. Apoi, faptele bune. Bun, cum o să fii mântuit fără fapte bune? Trebuie să faci tu acolo ceva, să arăți nu? că credința fără fapte e moartă, nu? Nu arată bine. Nu arată bine. Pune că uite și părintele nostru Avram a dovedit credința lui prin fapte. Nu? Și faptele sunt făcute într anum în anumite cercuri, ca nu peste tot. Nu toată lumea are același gardă, să mai ghimpate, da? Sunt făcute un criteriu de a ajunge la nuta da? la la scopul etern al lui Dumnezeu. Acceptarea doctrinelor fundamentale. Am spus mai înainte, da? Noi am stabilit niște crezuri legate de Biblie, derivate din studiul Bibliei, fără de care nu poți face parte din poporul lui Dumnezeu pe care Hristos să-l recunoască ca fiind al său. Ne pare rău. Și atunci omul zice, ok, bun, le învăț, care sunt? Păi uite, astea. 27, 28, 29. O să mai crească între timp, că evoluăm, nu? Fără ele, nu prea se poate. Deci, încă un gard de Birința de plină asupra păcatelor. Asta pe care o practică frații noștri conservatori, despre care vorbim. Dacă paharul nu e complet curat, nu va fi turnat Duhul Sfânt în el. Și sunt chiar, chiar citate în direcția asta. Dacă un singur păcat a rămas nemărturisit și nepărăsit, nu pupați ploaia târzie. Da? Și oamenii zic, păi bun, atunci nu vrem să ratăm ploaia târzie, hai să ne apucăm să le biruim, ne punem pe treabă. Și azi unul, mâine altul, vedem că merge, legea păcatului și a morții nu reacționează brutal, deci ok, bine, poartă de așa, e, frumos, e bine. Vedem că în societate, dintr-o dată, suntem apreciați? Nu mai vede, Uite, mă, un om cinstit, serios, se ține de cuvânt, E ok, bravo, felicitări. Și omul prinde aripi. De deci se poate. Și altul, și altul, și altul, și altul. Toate. Și ale ascunse de acolo, din spatele mocirlei conștiinței. Era un frate care e puternic pornit împotriva credinței noastre. El susține faptul că asta e o aberație, că legea nu poate fi ținută. Și că se poate, dar nu vrem. Asta e părerea lui și și arăta marea tulburare, cum e posibil să zici că nu poți să, să eviți furatul, minciuna, adulterul, lipsa de respect față de părinții, pofta, cum poți spune așa ceva? Se poate. Și eu chiar cred că el putea. Dar el consideră că asta e păcatul. Da? Sunt oameni morali în lumea asta care nu fac niciun fel de călcare de lege. Nici a lui Dumnezeu, nici ale societății. Moralitate impecabilă. Oameni formidabili. Nu este soluția. Nu folosește la nimic. Oamenii sunt presați în biserici, mai direct sau indirect. Că este adevărat că pastorii recunosc că nu se poate și nu asta e calea. Dar, în același timp, fac presiuni pe ei și, dacă nu rezolvă o anumită problemă, sunt dați afară din biserică. Păi asta ce înseamnă. Că îi împingi pe oameni pe calea asta a biruinței progresive asupra păcatului. Când tu ai aflat că eu am furat din magazin două cepe și îmi dai cenzură șase luni sau trei luni, păi asta ce îmi comunică mie și celorlalți? Că n-am voie să fac asta. Și că dacă o mai fac, data viitoare va fi mai grav. Asta e gard gar de sârmă ghimpată. Apoi, reforma sanitară un lucru formidabil, foarte folositor pentru sănătate, l-am transformat în punct de mântuire. În multe cercuri largi din biserica noastră se propovăduiește asta. Că orice abatere de la reforma sanitară este păcat. Și păcatul va fi pedepsit. Să o și mai clară la un capitol. Cei care sunt doar pe jumătate convertiți în privința mâncării de carne, se vor depărta de poporul lui Dumnezeu și nu vor mai merge cu El. Lucruri corecte, lucruri adevărate, sunt transformate în garduri care te împiedică să vii la nunt. Hristos n-a spus asta. Dacă nu rezolvați problema cu reforma sanitară, nu vă primesc la vindecare. Arată-mi un singur caz în care pe cei care i-a vindecat Hristos i-a întrebat despre antecedentele lor spirituale. Pe niciunul. Pe niciunul. Nu asta contau. Da? Ai încredere că poți să te vindec? Adică îmi dai voie să operez asupra ta? Asta însemna. Da? Omul zicea, da, am venit, te rog, scapă-mă. Vindecă-mă. Și Hristos imediat îl vindeca, fără nicio condiție. Fără să-i întrebe ce ai făcut, de ce ai făcut și așa mai departe. Apoi, doctrina sanctuarului. Așa cum este ea predicată și înțeleasă este o mare pricină de potignire și un gard de sârmă ghimpată care îi împiedică pe oameni să vină la pomul vieții, fără să li se spună că au dispărut săbile de foc. Domnul Hristos operează în sanctuarul ceresc și primește păcatele noastre și le prezintă Tatălui. Și apoi, Tatăl sigur care are un cuvânt de condamnare împotriva lor, dar Hristos, avocatul nostru, strigă, Tată, sângele meu, sângele meu, sângele meu. Și tatăl zice: E bun atunci, dacă e așa, ok. Bine, îl iertăm. Și oamenii sunt făcuți să conteze pe lucrul ăsta. Lasă că aranjează Hristos cu Tatăl. Nu e o problemă. Dacă eu mi-l mărturisesc la timp și arăt umilință și rupere de inimă că am făcut treaba asta, sigur, Hristos mă acoperă și se contează pe acoperirea lui Hristos, că Tatăl nu mai vede păcatul meu, vede neprihănirea lui Hristos deasupra și, prin urmare, ne acceptă în împărăție. În speranța că odată cândva în viitor ar fi posibil să nu mai facem ce am făcut. Dar deocamdată sunt acoperit. Aurelio a trăit pe perioada asta și experiența asta în Biserica Adventistă în anii 60-70, poate și chiar 80. Noi niciodată nu ne-am făcut probleme în privința faptului că păcătuim sau comitem vreun păcat. Sigur, știu și din experiența mea, dar știu și din de la prieteni cu care vorbeam și care aveau curaj să se deschidă către mine. Că nu vorbeam chiar cu toată lumea despre lucrurile astea. Noi toți deplângeam prostiile pe care le făceam. Doar în niciun caz nu ne mortificam și nu ne uh, frângeam mâinile că aoleo, uh, suntem pierduți. Nu. Noi eram poporul lui Dumnezeu. La adunare făceam slujbă pentru Dumnezeu, îi cântam, îi spuneam poezii. Toată viața noastră era dedicată credinței, mai ales sub presiunile comuniștilor. Noi eram singurii de pe fața pământului care merită un loc în împărăție. Toți ceilalți nu meritau nimic. Și nu aveam niciun fel de, de problemă și de apăsare că stai că e rău, că am păcătuit nicio problemă. Hristos ne-a iertat, ne-a acoperit. Tatăl nu privește la mine. Prin urmare, bucurie. Nu e tristare, nu e frângere de inimă. Bucurie mare. Hristos e cu noi. Asta este doctrina sanctuarului predicată astăzi în poporul ăsta. Nu are nicio legătură cu faza lucrării lui Hristos de dincolo de perdea în care unește omenescul cu Divinul. Nicio legătură. Și prin urmare, este o sârmă ghimpată care împiedică pe oameni să vină la pomul vieții. Apoi, Natura lui Dumnezeu. Se discută foarte mult și se face o, o, o piedică și un gard serios că, dacă n-ai înțeles corect natura lui Dumnezeu, nu prea ai ce căuta în Sole Angelul al Treilea. Adică, cum e treaba cu natura lui Dumnezeu, spun ei? Păi, nu avem trei Dumnezei, cum ziceți voi, adventiștii sau creștinii în general. Avem doar doi. Pe Hristos și pe Tatăl. Că Duhul Sfânt nu e o persoană. Duhul Sfânt este o. e Duhul lui Dumnezeu. Adică, o componentă a minții lui care operează, adevărat, devine mângâitor, vorbește cu noi, dar e Tatăl. Nu e o, o persoană separat. Și sunt oameni destul de serios, de mulți, care asta cred. Că toți cei care nu îmbrățișează poziția asta despre natura lui Dumnezeu. N-au ce căuta, și nu vor vedea ploaie târzie și mare strigare, și nuntă, și căsătorie, și unirea omenescului cu Divinul. Că n-au trecut testul ăsta, n-au trecut gardul ăsta de sârmă. Eu spun că toate acestea și multe altele nu sunt decât piedici care înlocuiesc pe cei doi îngeri care au plecat odată cu apariția lui Hristos. Calea, cons uh, calea consacrată este dincolo de perdea. Pașii lui Hristos au deschis această cale consacrată. Și de asta spune sora White că Solingerul lui al treilea arată calea în Sfânta Sfintelor. Mergeți după Hristos și vedeți ce face acolo. Nu mai stați în Sfânta, la reprihănirea în credință, pentru că acolo s-a așezat un vrăjmaș al lui Hristos. Aceasta este soluția la această nebunie în care se află Biserica la Odisea în acest moment. Crede că are ceva și nu are, iar martorul credincios o invită să-i dea, fără bani și fără plată, instant, această nuntă mistică pe care frații noștri o blamează și se uită cu coada ochiului la ea. Nu doar sârmă ghimpată, o adevărată linie Maginot. Este posibilă străpungerea ei? Dacă ai asemănat cu linia Maginot, atunci e posibilă, că nemții au străpuns-o. <laughs> da? Uh, ce e cu linia asta Maginot? Uh, Înainte de al Doilea Război Mondial, Franța a înțeles pericolul care vine din înarmarea Germaniei masiv și din conducerea nazistă a țării. Și se așteptau, sigur, la o invazie, la un război. Și atunci, șeful armatei, ministrul de, ministrul de război, ministrul apărării, a conceput și construit o linie de apărare la granița franco-germană formidabilă. În special pregătită pentru echipament greu, pentru tancuri în general și na, mașini blindate. Pentru că ei au văzut în ce direcție se îndreaptă în armarea germană, uh, își dădeau seama că producția lor de tancuri nu este făcută doar de a defila cu ele prin piața publică și că vor fi folosite și că ei vor fi prima țintă. Și au pregătit o linie formidabilă de cazemate, tot felul de echipamente, de uh, minat, de uh, lansatoare de mine, de uh, artilerie grea. Toate care să facă o imposibilă o trecere a blindatelor în țara lor, peste această linie. Cu tuneluri subterane, cu aprovizionări, cu alimente, cu apă, cu, cu tot, tot ce trebuia ca un corp de armată să nu permită nici trecerea unei muște prin acea linie. Formidabilă. N-a fost nici nimic așa ca, ca, ea în istoria omenirii. Cum au trecut nemții? Nici nu s-au uitat la ea. Au ocolit-o. Au ocupat Belgia printr-o zonă montană în care francezii nu credeau că e posibil să treci cu tancuri și au intrat în spatele liniei și i-au distrus. Că din spate nu se pregăteau pentru atac. Da? E, așa este și în cazul ăsta. Sfinții celui înalt din ultima generație vor ocoli linia margină a acestor oameni care au plantat în jurul pomului vieții o linie formidabilă de apărare, nu cumva vreun păcătos să se atingă de ea. Care este metoda? Prin, prin ce? Ce fel, de, ce fel de ocol? Ce fel de trecere în spatele liniilor? și este posibilă o asemenea trecere? Și noi spunem că este posibilă o asemenea trecere și cheia este omul Iisus Hristos. Pentru el nu erau aceleași probleme când l-a ridicat Dumnezeu, nu era un poporul lui, nu atâtea câte am enumerat noi aici, o puzderie de reguli și regulamente și obiceiuri și practici care să te împiedice să ajungi la Dumnezeu, cum a ajuns Hristos la Dumnezeu? Simplu. Eu și Tatăl luna suntem. Nu e nevoie de nicio... Nu, nu, nu ne sperie și nu ne împiedică niciun obiect pentru că nu ne-am propus să sărim peste vreun gard. Noi acceptăm calea corectă. Dacă Tatăl nu locuiește în templul inimii, nu există niciun fel de soluție. Noi am făcut din metoda asta, noi ca popor, din metoda asta a lui Dumnezeu, simplă, eficientă și e, fără pover pe umerii oamenilor, am făcut o imposibilitate. Pentru că asta trece peste gardurile de sârmă. Asta intră în spatele liniei. Și nu e permis așa ceva sub domnia lui Cabot. Sub domnia lui Cabot, toată lumea încartiruită, unul în spatele altuia, merge sub același steag. Asta e calea. Nu acceptăm o altă soluție. Și toți cei care încearcă ocolirea liniei sunt anatema. Au fost omorâți toată perioada asta. Da? Vine Eremia și spune, tot ce faceți voi aici e o pierdere de timp, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Asta e soluția, oameni buni. Vine Isaia și spune, nu mai suport slujbele voastre, nu mai suport jerfele voastre, nu mai suport cântecele voastre. Mi-a ajuns o povară. Știți ce vreau? Veni să ne judecăm. Vreau să fac din păcatele voastre, așa cum sunt ele, cum e cârmâzul, albe ca lână. Asta este soluția. Și băieții au zis, -și, așa repede, așa simplu, așa ușor, nu merge. Trebuie să fie mai complicat. Trebuie să fie altfel. De ce? Pentru că așa simplu și ușor e o pe ei. Ei nu mai aveau niciun rol. Ieșeau din joc. Și orgoliu și mândria lor clericală i-a piedicat să accepte soluția simplă a lui Dumnezeu care, într-adevăr, îi punea pe ei pe tușă. Dar și ei puteau beneficia de ea. Nu era nicio selecție aici. Dumnezeu nu lucrează doar cu pescarii. Îi dorea și pe savanți alături de el. Ei n-au vrut. Și au văzut un foarte mare pericol în această soluție simplă a lui Dumnezeu. Dădea peste cap toată teologia lor. Și, prin urmare, N-au vrut. De aceea, eu spun că această linie marginou a, a clericalismului actual al lumii noastre sigur va fi dat peste cap de simpla, eficientă și rapida operațiunea Lui Dumnezeu. Pe cei care au acceptat să vină la nuntă, dintr-o dată, într-o singură zi, le va scoate inima de piatră, va pune în ei o inimă de carne, Va așeza Duhul Sfânt în această inimă de carne și oamenii respectivi vor deveni o demonstrație pentru întreaga lume. Iată ce am vrut să fac cu voi dintotdeauna și n-ați vrut. Și oamenii cinstiți din lumea asta, și sunt o grămadă, vor răspunde cu mare bucurie acestei soluții elegante, eficiente și simple ale lui Dumnezeu.